Mulți ani, stăpâne, pentru mulți ani, mulți ani, pentru mulți ani. Cuvântul ierarhului. Doamne ajută și bun regăsit la emisiunea Cuvântul Ierarhului, o emisiune îndrăgită realizată de Radio Dobrogea, postul de radio al Arhiepiscopiei Tomisului. Avem alături de noi pe înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Teodosie, păstorul nostru, căruia îi sărutăm dreapta și îi cerem smerit binecuvântare. Doamne ajută, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne lumineze pe toți, că Dumnezeu intră în dialog cu noi și noi trebuie să intrăm în dialog unii cu alții. În al preasfinția voastră, din fluxul de întrebări care curge necontenit pe ecranul nostru, am selectat vreo câteva de la credincioșii noștri. Prima întrebare, așa mai de actualitate, v-a răspuns premierul Orban la scrisoare? Nu a răspuns, poate a fost ocupat. Dar, în fine, nu așteptam neapărat un răspuns, așteptam să ia act că trebuie să fim tratați cum se cuvine. Ce facem, o altă întrebare venită din partea unei credincioase, ce facem cu pelerinajul de Sfântul Andrei anul acesta? Pelerinajul de Sfântul Andrei anul acesta va avea loc, urmează să am o întâlnire mâine probabil sau cel târziu poi mâine, să punem de acord acest pelerinaj, ori noi cei ai Arhiepiscopiei împreună cu autoritățile locale, cu prefectura și cu Consiliul Județean, cu poliția și cu jandarmeria, ca să fie în condiții bune și să nu oprim pe cei ce vin mai de departe. E dreptul fiecărui creștin ortodox român să vină la acest pelerinaj. Vom respecta regulile sanitare, regulile de distanțare. Din fericire, la peștera Sfântului Andrei este un câmp atât de mare că pot să încapă cu distanțare 10.000 de oameni. Astfel încât noi credem că vom putea să facem față, să le împlinim pe toate, cum zice Sfânta Scriptură. Pe una să o facem, pe cealaltă să nu o lăsăm. Să avem și pelerinaj, să avem și respectarea regulilor sanitare. De ce autoritățile se comportă așa cu credincioșii? Ne scrie un creștin îngrijorat. Probabil se referă la restricții. Autoritățile primesc de sus în jos niște comenzi și nu am avut experiență până acum cu asemenea evenimente. Este un pionierat și pentru autorități. Vrem să, de acum înainte, să colaborăm. Chiar aseară, în emisiunile de televiziune, s-a evit această idee. Autoritățile au venit cu regulile asupra bisericii fără să fie consultată biserica. Acum se pare că biserica va fi consultată și atunci ne vom pune de acord. Noi nu vrem să pornim un război, noi vrem să intronizăm o pace, dar să fim respectați. Noi avem în biserică un drept prin Constituție, avem drept prin regulile europene cu libertatea de manifestare a religiei, prin Carta Drepturilor Omului, coincid toate în același spirit de libertate. De aceea trebuie să observăm cu toții că este o necesitate să ne consultăm și să dăm fiecăruia ce îi se cuvine. După cum știți, Papa de la Roma a schimbat multe versuri din slujba de duminică, inclusiv Tatăl nostru. Este adevărat că noi ortodoxii
nu o să permitem nicio modificare? Este foarte adevărat. La noi, ce a fost în secolul 1, 2, 3, 4, cu evoluția, să zicem, până în secolul 8, când s-a definitivat înfățărătura de credință, a rămas așa, integral, nu s-a modificat nimic. În Biserica Romano-Catolică au început modificările la schismă și au continuat, mai ales, simplificările. S-au dat la o parte cele 7 laude, a rămas numai mesa. Nu comentăm. Fiecare are libertatea lui religioasă. Noi nu vom schimba nici rugăciunea Tatăl nostru, nici alte rânduieli sau rugăciuni, ci trebuie să le practicăm mai intens. Nu să le schimbăm, să le practicăm. Aceasta e menirea noastră. Miercuri, 25 noiembrie, pe lângă Sfânta Marii Mucenițe Ecaterina, a fost cinstit și Sfântul Marii Mucenic Mercurie. Citează din viața Sfântului credinciosul nostru, Scit de Neam. Poate fi considerat el un sfânt dobrogean? După mai multe date, poate să fie, cel puțin, dacă nu dobrogean, de aici, din Neam. Care sunt impedimentele la călugărie, ne scrie cineva? Cel mai mare impediment la călugărie este necredința, nerăbdarea și lăcomia. Necredința este și un impediment la creștinism, chiar. Da, dar dacă și neiubirea lui Dumnezeu. Așa este. Dacă nu iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice, n-ai ce să cauți la călugărie. La călugărie nu se vine la confort sau la odihnă, se vine la jertfă. Deci trebuie să fii capabil de jertfă, pentru că iubirea însemnează jertfă. Le reamintim ascultătorilor noștri că se pot pune întrebări și pe canalul de YouTube al acestei emisiuni. O întrebare punctuală. Am o mătușă divorțată din cauza minciunilor și a neîncrederii față de soț. Și după aceea a trăit pentru 20 de ani cu un catolic fiind necununați. Acum sunt în curăție datorită unei boli. Sunt tot în păcat? Nu vor să se cunune. Cu cine? Cu catolicul? Da. Păi cum să nu fie în păcat? Tot în păcat, că păcatul nu l-au eradicat câtă vreme nu s-au cununat. Sigur, nu s-au căit pentru că n-au avut cum să se căiască dacă n-au luat calea aceasta. O mamă care și-a blestemat fetele să le ducă Dumnezeu una la un capăt al pământului față de cealaltă, ele chiar dacă sunt aproape nu se împacă deloc. Una din ele consumă și alcool. Poate fi pentru că s-a prins blestemul de mamă? Mama e decedată. Ce se mai poate face? Se pot face deslegări de blestem și chiar la mormântul mamei cumva, pentru că avem practica aceasta și Sfinți Părinți vorbesc de așa ceva. Sigur, mare pacoste este blestemul acesta pe care îl proferează unii către alții, părinți către copii, și am întâlnit multe cazuri. Este de neînțeles cum să fii părinte să-ți blestem copiii. Dar este o realitate. O realitate de nedorit și trebuie să ne luptăm noi slujitorii ca pe acești oameni care se află în acest impas cu rugăciune, cu ajutorul Dumnezeu să-i putem elibera, să simtă în conștiința lor că s-au eliberat, pentru că un blestem te apasă mai mult decât o bătaie. Astfel încât trebuie să luptăm. Eu fac deslegările de blestem în fiecare zi la liturghie, pentru că sunt necesare. Iată, întâlnim cazuri din acestea, pentru lucruri mărunte se blesteamă. Nu este bine să blestemați pe nimeni. Eu am opresc un preot de la slujbă dacă blesteamă. N-are voie preotul să blesteme. Doar Dumnezeu îl blesteamă pe diavol, cum ne arată Sfântul Vasile și Sfântul Ioan Gură de Aur.
El este singurul care are voie să blesteme, pentru că lui aparțin toate. Și el când blesteamă, pecetluiește o anumită pedeapsă și desparte răul de bine în scopul acesta blesteamă. Nu în scopul de a face rău, că Dumnezeu nu face rău nimănui, dar desparte răul de bine. O întrebare de la cineva de departe. Nu suntem în țară, în fiecare an venea un preot din România și ne puteam spovedi și împărtăși de Paști și de Crăciun. Din păcate, acum nu o să se poată din cauza situației. Cum să ne încheiem postul dacă nu ne putem spovedi și împărtăși? Așa departe este de vreun preot? Se pare că da. Să-l țineți și să așteptați. Dacă n-aveți la cine să vă spovediți, nu semnează că nu trebuie să țineți postul. Postul este o rânduială pe care trebuie să o ținem cu toții. Altfel, abdicăm de la calitatea noastră de creștini. Este o poruncă dumnezeiască, cea de întâi poruncă. Așadar, țineți postul, n-aveți ocazie, ascultați liturghie, rugăciuni, cum puteți, cum v-ați adresat, puteți să ascultați, însemnați-vă greșelile dumneavoastră să nu le uitați și când este posibilitatea să vină un preot acolo să vă descărcați cu toții, să vă spovediți. Dacă o credincioasă participă la slujbele unui preot caterisit, cum poate fi canonisită? Nu am găsit canoane în acest sens. Probabil e un cleric care ne întreabă acum, dar nu știu sigur. Există canoane. Cum să le există canoane? Că dacă știa că e caterisit, nu trebuia să participe. Cu siguranță sunt canoane și vă spun că am și citit. Când particip cu știință și voință, a intrat cumva într-o dezbinare față de biserică. Te-ai situat în afara bisericii, în afara harului lui Dumnezeu. De aceea trebuie căință și canon. Și canonul de pocăință să-l înceapă cea care a făcut așa în fiecare zi, de poate să facă și mătănii, să facă și mătănii, să nu-i lipsească rugăciunile de dimineață și de seară, să nu-i lipsească lacrimile și să se poată căi și va primi cu adevărat un canon care să-i aducă în conștiință calea îndreptării. Primim întrebări în această emisiune în direct și de pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire. Deci vă îndemnăm pe toți să scrieți în al Preasfințitului și cu bunătatea dumnealui obișnuită vă va răspunde tuturor. O altă întrebare care vine din partea unei credincioase. Mă lupt de ceva timp cu un soț infidel. Am făcut tot ce e omenește posibil pentru a-mi salva căsnicia. Atât timp cât el nu vrea, ar trebui să renunț la luptă? Dacă e atât de infidel, cred că de la sine se va produce o despărțire. În fapt, despărțirea este, nu este în lege. Dar dacă el continuă așa, el s-a despărțit de dumneavoastră și nu dumneavoastră de el. Păstrați-vă credința, curăția, rugăciunea, căința, rugați-vă mai departe. Că rugăciunea nu trebuie să o măsurăm cât timp o facem. Suntem datori să ne rugăm pentru toți cei ce cad în păcate, mai ales că e un soț infidel. De ce în alte țări s-a dat voie ca lumea să-și a rămas bun de la păstorii lor, cum se cuvine, chiar dacă au murit de acest virus? De exemplu, în Serbia, fiind patriarhul Irineu, iar la noi nu s-a dat voie când a murit în al Preasfințitul Pimen. Da, e o întrebare tranșantă. Sigur, biserica din Serbia este o biserică care își exprimă
plenar autonomia. Acolo statul nu se poate amesteca. Noi suntem obstrucționați uneori. Și de aceea, iată, acum sunt bucuros că am primit o invitație la dialog cu autoritățile noastre și sper să facem un liant între biserică și stat în sensul cel mai bun, ca să ne respectăm reciproc și biserica să aibă autonomia ei. De aceea sper să se ocupe statul și de această temă pe care am pus-o foarte serios și alaltă ieri și ieri, să nu ne mai țină afară de biserică. Este imposibil să mai stai pe vremurile acestea la un grad cât a fost dimineață, să stai afară. N-ai cum să stai afară, te îmbolnăvești. Dacă statul urmărește sănătatea noastră, să nu ne păcălească, să spună că suntem sănătoși dacă stăm în ger. Nu ne trebuie multe studii de medicină să înțelegem că ne expunem și ne îmbolnăvim. Iar ca să nu intrăm în biserică, nu se poate. Trebuie să intrăm în biserică și în biserică, sigur, păstrăm distanța cât se poate, să aibă toată lumea mască, să se dezinfecteze. Dar noi nu putem să spunem tu intră și tu nu intra. E greu să facem o selecție. Toți au dreptul să intre în biserică. Noi avem un legământ prin Sfintele Taine și trebuie să aparținem bisericii. Suntem mădularele bisericii, nu ne poate nimeni alunga după dreptul firesc, după dreptul constituțional, după dreptul internațional. Recomandați nașterea pruncilor și întemeierea familiei în aceste momente? Da, bineînțeles. Dar nu s-a oprit viața. Pruncii care vin sunt niște flori frumoase în această mare îndurerată a oamenilor cuprinși de boală. Și pruncii, vedeți, că nu sunt afectați de boală. De aceea nu trebuie să se oprească viața din cursul ei. În condițiile pandemiei, dacă nu suntem din Ion Corvin, cum putem participa la slujba de la Peștera Sfântului Andrei? E necesară declarația? Da, faceți declarația că mergeți la Părintele Spiritual la care sunteți chemați în Duh. Sfântul Andrei ne cheamă pe toți. Eu nădăjduiesc și mă pun garanție că toți vor fi primiți. Voi discuta cu autoritățile. Mulțumesc Preafericitului Părinte Patriarh că ne-a dat un cuvânt atât de frumos și a îngăduit cu binecuvântarea cea mai înaltă să se facă acest pelerinaj. Mulțumesc din suflet, îl purtăm în rugăciuni și iată, biserica are un singur glas. Glasul bisericii nu trebuie să fie estompat nicicum. Biserica trebuie să-și păstorească pe ai săi fii duhovnicești. Pot merge aici aproape la o biserică de rit vechi, moldoveni de peste Prut? Precizez că sunt departe de biserica noastră românească. E cineva din afara granițelor țării. Da. De ce să mergeți la biserică de rit vechi? Dacă sunteți, sper că nu sunteți lipovean. Dacă nu e vorba de rit vechi sau de calendar vechi, nu înțelegeți. Probabil că se referă la calendarul vechi. Dacă e calendarul vechi, nu trebuie să mergeți. Că calendarul nu e o dogmă. Mergeți la bisericile care slujesc după calendarul îndreptat. Că nu e nicio deosebire între noi. Am o fiică ce nu prea vrea să vorbească cu mine, am lăsat-o și eu în pace ca să nu mai dau curs discuției. Cât de păcat este? Este păcat că trebuie să vă rugați cu răbdare, cu înțelepciune, cu milă, cu dragoste, să o tratați cu multă căldură. Trebuie să copleșiți prin bunătate.
altcineva, am o fată care fumează. Ce rugăciune să fac ca să se lase de fumat? Trebuie să mai patima și stați de vorbă. Noastre. Nu numai că rugăciunea, pentru că orice rugăciune ați face, dacă ea e îndărătnică, nici Dumnezeu nu silește pe nimeni, nici dumneavoastră, trebuie mai sta de vorbă cu ea, dar dacă primești un om blând și înțelept, un duhovnic, să stea de vorbă cu ea, ar fi de mare folos. Singur nu veți face față. Luați un duhovnic și oameni apropiați, înțelepți. Am o icoană turnată din Ipsos și a căzut din cui s-a spart. Ce pot face cu ea? Păi nu mai aveți ce face decât să adunați fărmiturile, să le îngropați frumos la un loc curat, la rădăcina unui copac. Am niște prieteni care au 3 copii mici și vor să se despartă, mai ales el vrea să devină liber. Ce trebuie să facem? Ei cheamă Florin și Elena. Trebuie să stați în preajma lor, să-i mai dădăciți cu multă însuflețire și nădejde cum să se despartă, ce să facă acei copii care au nevoie de amândoi. Căutați și un duhovnic să stea de vorbă cu ei. De ce în anumite momente importante din timpul Sfintei Liturghii preotul ridică mâinile, mai ales la heruvic și epicleză? Pentru că el închipuie pe heruvimi și pe serafimi cu aripi. Este o invocare a Duhului Sfânt la care ceri, așa cum s-a făcut din vechime, mâinile ridicate însemnează chemarea Harului Duhului Sfânt. De aceea se ridică exact atunci când invocăm Harul. Iată un caz. În al prezenția voastră am botezat băiatul la un preot caterisit în 2005 în Italia. Nu știam că e caterisit de către Biserica Ortodoxă Română, respins de greci și de ruși, și nici nu mai știu, botezul este valabil? Băiatul e foarte agitat, neascultător, are legătură cu botezul, cum îmi zicea un preot din țară? Deci era caterisit și a botezat. Dar fără să știe familia. Da. Are ceva legătură, trebuie să meargă la un arhiereu, să-i facă o deslegare, să-i mai facă el, avea harul nelucrător. Sigur că Sfintele Canoane, în cazul acesta, el trebuie repetat tot, pentru că avea harul nelucrător. Un preot caterisit e despărțit de biserică. Harul se menține lucrător prin comuniunea cu ierarhul său. Ori n-a avut această comuniune. Da. De aceea trebuie să repete. Să ia legătura cu episcopul locului. Ați spus, probabil la o altă emisiune, că se poate înmulți aghiazma mare numai pe 5 ianuarie. Sunt în Germania și anul următor, ziua de bobotează cade într-o zi de miercuri. Părintele de aici lucrează și nu știu cum va proceda. Mai am puțină de anul acesta. Cum să procedez? Păi da, anul acesta nu vine cu aghiazmă. Cum să procedați? Găsiți aghiazmă pe undeva. Păstrați-o așa de leac și o să mai faceți rost. Dacă ajungeți pe la noi, noi vedem că avem rezerve. Pentru credincioșii care nu pot să ajungă la slujba Sfântului Andrei, unde putem trimite un pomelnic să fim măcar și noi pomeniți? Puteți trimite chiar pe mailul meu. Pe mailul al Preasfințitului sau la Arhiepiscopie. Da. Pentru credincioși care când citesc rugăciunile înainte de împărtășanie și ajung la partea, iar în Sfânta și Marea Joi se zice aceasta, partea aceasta se citește doar în Joia Mare sau trebuie să citim mereu? Nu, doar în Joia Mare. Pentru o femeie care face avort de prunc cu bună știință, dorește întrerupere de sarcină, există slujbe de dezlegare pentru acest păcat sau mai există vreo șansă de mântuire pentru această crimă? Șansa de mântuire să salveze un prunc care e sortit crimei, uciderii.
Și atunci îngerul păzitor al acelui prunc va fi cel care o va izbăvi pe acea femeie de acest păcat. Pentru acel prunc trebuie să facă toată jertfa. Un necăjit pe care să-l crească, salvat de la moarte. De ce credeți că sunt atâtea repercursiuni asupra bisericii și credincioșilor din România? Oare nu din cauza că oamenii au încredere în Dumnezeu și în Sfânta Biserică și nu-i mai pot manipula ei cum vor? Ei cam vag. Exprimarea ei, dar... Întotdeauna biserica a fost atacată. Pentru că biserica e a Mântuitorului Hristos, iar diavolul și pe Mântuitorul l-a ispitit. Sigur că nu putea să-l învingă diavolul pe Mântuitorul, dar pe oamenii din biserică îi învinge pentru că îi înșală să lasă înșelați cum s-au lăsat strămoșii. Când te rogi mai intens, ai mai multe ispite, mai multe încercări. De ce Patriarhia nu a făcut demersurile pe care le faceți dumneavoastră acum în vederea libertății religioase a creștinilor? Nu că n-a făcut. N-a fost pus în fața unor situații din acestea limită. Nu pot să spun ceva. Da. Dar, oricum, cred că a fost luată prin surprindere. Eu am susținut și susțin. Biserica nu se va mai închide. A fost o perioadă de neînțeles. Cum să încui biserica să nu intre credincioșii? Este o anomalie. Este păcat să ardem calendarele bisericești din anii trecuți? Dacă da, ce trebuie să facem cu ele? Da. Se pot arde și se pune cenușa tot la fel într-un loc curat. Este greșit dacă mă împărtășesc la o altă biserică decât cea la care slujește duhovnicul meu? Nu este greșit dacă este o motivație obiectivă. Nu știm ce motivație. Că e aceeași liturghie, aceeași sunt împărtășanii. Am fost într-o mănăstire în urmă cu 20 de ani și am stat acolo 2 ani. Acum sunt divorțat și am o fiică la mine. Dar gândul este tot către mănăstire. Ce sfat îmi dați pentru viitor? Dacă ați stat atât în mănăstire, e bine să vă întoarceți în mănăstire, că nu vă găsiți liniște. Sigur, acesta este viitor, dar aveți grijă întâi de copil, dacă este copil. Să fie copilul major, să nu aveți impedimente de felul acesta. E adevărat că dacă cineva dintr-o familie se călugărește, atunci tot neamul și de dinainte și de după se va mântui? E frumos ce spuneți. Sigur, ar fi un ideal, dar nu neapărat. Acela mijlocește, dar nu în mod automat se mântuiesc, că fiecare are o răspundere personală la judecata lui Dumnezeu. Cineva mi-a spus să citesc psaltirea, toată, într-o zi. Eu știu că ea nu se citește fără binecuvântare și nu mai mult de o catismă, două pe zi. Este bine să fie citită toată într-o singură zi? Dacă omul este antrenat să citească și poate, nu e nicio greșeală. Au mai fost care au citit psaltirea, frații părintelui Cleopa, rosteau psaltire, o știau pe de rost, se așezaseră în niște sicrie, așteptau ceasul cel din urmă și rosteau psaltirea toată în fiecare zi. În post suntem îndemnați de biserică să practicăm asceza. Ce este asceza? Asceza este acea stare în care te transpui într-o relație deplină și continuă cu Dumnezeu. Prin meditație, prin rugăciune, prin post, prin căință, te predai lui Dumnezeu. Cu mintea și cu inima stai la Dumnezeu.
Am fost botezat la Lipoveni când eram copil și vreau să devin ortodox. Trebuie să mă botez din nou pentru aceasta? Analizăm să vedem cum a fost. Dar trebuie să vă pregătiți. Dacă avem vedenii, le luăm în seamă sau le ignorăm? Depinde. Unii au vedenii și cu ochii deschiși. Închipuiri. Pot să fie închipuiri. Dacă ceva se arată de trei ori la fel, aceea poate fi o vedenie. Dacă nu, poate fi ceva aleatoriu, o imaginație. Se poate întâmpla ca după 6 decembrie, la sărbătoarea nașterii Domnului, să facem iar slujba fără credincioși? Nădăjduiesc să nu fie așa. Și depinde și de noi. Noi nu trebuie să mai cedăm la drepturile noastre, că trebuie să fie biserica la locul ei. Iată o întrebare a cuiva preocupat de paza minții în perioada aceasta de post. Cum reușesc să-mi controlez gândurile și să nu mai fiu afectat de indiferența și cuvintele de batjocură aduse la adresa mea? Foarte simplu. Dar tot ce e simplu se ține cu greutate. Adică mintea și inima conectate la Dumnezeu tot timpul printr-o strădanie cu concentrare maximă, pun pe Dumnezeu scut și nu-ți mai ocupă nimeni mintea și inima ta. Și atunci rămâi din ce în ce mai statornic. Ce ar trebui să fac în situația în care o icoană desenată de mine în vreme de încercare a picurat mir și s-a pătat întreaga icoană? O pot considera icoană? Dar ce să fie considerat icoană? Sigur. Păcatele celor trecuți la Domnul se răsfrâng asupra celor vii din neam? Se mai pot răsfrânge dacă nu ne îngrijim de noi înșine. Dar trebuie să ne îngrijim, să ne deslegăm, să lăsăm obiceiurile rele, să ne ținem de obiceiurile bune. Aceeași întrebare, dar aplicată de data aceasta pentru părinții în viață. Păcatele părinților în viață se răsfrâng asupra copiilor lor? Se pot răsfrânge, dar trebuie să ne luptăm ca să fie oprite și căite. Doi tineri care urmează să se căsătorească pot boteza un prunc împreună? Logodnici nu, sau prieteni? Nu, într-un caz. Nu. Că devin frați spirituali. Nu pot. Fratele meu a dispărut de 2 ani și jumătate. Pe pomelnic îl trec la vii sau la adormiți? La vii deocamdată. Cum putem să vărsăm lacrimi pentru păcatele pe care le-am săvârșit în timpul vieții? Păcatele, dacă le conștientizăm adânc, pot să aducă în căința pentru acestea lacrimi. Plânsul cel duhovnicesc unit cu plânsul cel firesc este un dar de la Dumnezeu. Omul împetrit nu poate să verse lacrimi. Să vă sârguiți de pe acum cum să vă căiți, cum să vă spovediți și veți avea un rezultat foarte bun dacă vă sârguiți. Cum ați reușit să învățați aproape sau tot Noul Testament? Prin ce metodă? Da, nu. O întrebare personală. Nu e metodă. A dat Dumnezeu așa minte, pasiune și am avut un model excepțional, părintele profesor Ioan Ivan de la Mănăstirea Neamț, care ne-a îndemnat nici o zi fără Sfânta Scriptură și am luat-o ca un canon. Și Noul Testament are cuvintele lui Dumnezeu. El trebuie mereu repetate, trebuie așezate în mintea și în inima noastră, pentru că de acolo le putem lua să le dăm mai departe. Dacă verigheta de la cununie
cu timpul a devenit mică pe deget, avem voie să cumpărăm altele și să le sfințim? Sigur că o să devină mică. Degetele sunt mai îngroașe. Se poate lărgi puțin. Ca să fie aceeași, binecuvântăm după ce s-a lucrat la ea. Și pentru că a venit vorba de cununie, mai repet o dată, să știe toată lumea, iată, a fost Sfânta Ecaterina, care a fost logodită cu mirele Hristos. Pe ce deget a pus inelul Hristos? Pe degetul mâinii drepte. Deci noi avem în molitfelnice o anomalie. Rostim în rugăciune, dați inelul în dreapta lui și punem pe stânga. Inelul pe stânga. Să știți că aceasta nu e ceva normal. Nu știu cine a născocit această modificare, dar nu este în regulă. Și vedem de la Sfânta Ecaterina concret pe mâna dreaptă a primit inelul. Sunt profesor de religie și doresc să intru în viața monahală cu toate rigorile pe care le presupune aceasta. Ce mănăstire cu înaltă viețuire duhovnicească îmi recomandați? Sunt mai multe mănăstiri. Nu pot să recomand unde nu cunosc. Sigur, orice mănăstire cu viață ordonată de pravele, cu ce este necesar. Eu recomand mănăstirea de rangul zero, peștera Sfântului Andrei. Dacă soțul nu-mi acceptă copilul din prima căsătorie, vorbește urât la adresa lui, ce ar trebui să fac eu? Îmi cere să-l dau fostului soț sau să-l las mamei mele, dar să nu-i vorbesc de el. Și îmi dă de ales, pentru că eu sunt deja gravid în 6 luni. Aș fi băgat divorț. Trebuie să ajungeți la o înțelegere. V-a luat cu copil, n-aveți voie să abandonați copilul, lămuriți-l, că face parte din viața amândorora. Și atunci să-și înmoaie inima, să privească realitatea în mod obiectiv. Probabil este legată de o întrebare anterioară. Am botezat un copil mai înainte de căsătorie. Ce putem face acum? Soț și soție, probabil, acum. Acum ar trebui, dacă n-ați fost soți când ați botezat, ați devenit, așa zis, soți, apoi prin cununie, trebuie ori să trăiți ca frați și să vă căiți tot timpul, ori să vă despărțiți, pentru că e un păcat greu de tot. Am un fin, botezat în Italia, are vreo 13 ani, părinții lui sunt tatăl catolic, mama ortodoxă, dar căsătoriți în religia ortodoxă. I-am și cununat și copilul botezat ortodox. Dar cu toate acestea, mama le dă voie copiilor să se împărtășească la catolici, spunând că e tot aceeași. Tot am încercat să-i spun mamei că nu e bine, s-a distanțat de mine, să-i mai trec pe copii pe pomelnic la Sfânta Liturghie. Este foarte mare confuzie și foarte mare greșeală. Ori sunteți ortodoxi, ori nu sunteți. Nu se fac astfel de amestecuri. Un copil de 17 ani, accidentat mortal, părinții nu-l visează deloc de 3 ani. Probabil până acum 3 ani îl visau. Nu înțeleg ce întrebare ar fi fost aceasta, dar poate încerca să-i lămuriți un picuț. Așa. Cu visarea decedaților. După ce am pierdut pe cineva drag, visul rămâne o consolare pentru noi. Și o legătură. Și o legătură, sigur că da. Și părinții aceștia sunt îngrijorați că nu-l mai visează pe pruncul lor, pe copilul lor, mort în accident. Ce trebuie să facă, probabil? Nu trebuie neapărat să-l viseze. Se poartă de grijă prin rugăciune și prin pomeni. Dacă nu-l visați, nu semnează că el nu există. Luptați-vă
să-l aveți în toată grija și conștiința dumneavoastră. Dacă inelul de cununie nu se poartă, este păcat? Sigur că da, este păcat. Inelul este pecetuit să-l porți toată viața. Cum să-l scoți? Prin mâna slujitorului, Hristos ți-l-a dat. Ce rugăciune se spune înainte de a citi în Sfânta Scriptură? O întrebare frumoasă. Sigur, există chiar rugăciuni consacrate ca să se deschidă mintea și inima să poți să citești Sfânta Scriptură. Și înainte oricărei rugăciuni trebuie să fii atent să nu fie mintea într-un loc și inima în alt loc. Un îndemn din partea unui credincios. Faceți un demers pentru construirea unui spital special pentru preoții ortodoxi, care să fie tratați și îngriziți de medici preoți și să fie în siguranță în acel spital. Ne mor duhovnicii și nu avem încredere în sistemul medical de astăzi. O idee minunată. E de luat în seamă și cred că trebuie să ne apucăm de treabă în acest sens. Fiul și nora au cununat religios pe mama și tatăl, care au trăit 50 de ani fără cununie religioasă. Preotul știa că este fiul și nora părinților. Este păcat? Dacă da, ce se mai poate face? Sigur că este păcat și trebuie să suplinim cu multă rugăciune. Deci fiul și nora... Da. Au cununat după 50 de ani pe părinții care au trăit necununați. Părinții unuia dintre ei, probabil. Doamne. Au devenit nași. Și preotul știa lucrul acesta. Nu, e o anomalie. Multe se întâmplă. Nu, cum să combine. Mă gândesc în al prezenția voastră aici preotul trebuia să fie atent și sigur să dispună... E nemai întâlnit. O situație. Da. Ce mai pot face la momentul de față? Ce să facă? Să se căiască mult. Vor primi un canon foarte serios. Cununia aceea e considerată valabilă? Nu e considerată. Ar trebui să se căsătorească sigur cu nași? Da. După canoane? Sigur. Soțul meu trăiește în concubinaj. Multe păcate de felul acesta în timpurile noastre. Cu o fată mai tânără decât el, cu 21 de ani. Fata e căsătorită și ea. Nici o rugăciune n-a avut putere asupra lor. Iubirea lor să fie un lucru necurat sau ei chiar să fie îndrăgostiți și nu se uită la lacrimile celor care suferă? Ce ar trebui să mai facă? Probabil soția îngrijorată ne scrie aici. Ceea ce spune Sfântul Vasile aici este vorba de o dragoste necurată. Adică e o patimă. Ce să faci? Să se oprească din patimă? Este greșit dacă mă împărtășesc la altă biserică? Asta ați răspuns la această întrebare. De ce s-a aprobat căsătoria între homosexuali într-o țară ortodoxă precum România? Nu știu să fie aprobat. Nu este aprobat. Încă. Nu s-a aprobat, dar bineînțeles sunt aceste turbulențe sociale legate de subiect. Iau aghiazma mare în tot postul, dar nu știu Sfânta Vineri să țin post negru. Vă mulțumesc pentru sfat în al preasfinții de părinte și vă sărut dreapta, Rodica din Suedia. Pentru ce mulțumesc? Pentru sfatul pe care îl veți da. Ia să vedem. Iau aghiazma mare tot postul, dar nu știu Sfânta Vineri să țin post negru. Adică probabil se gândește că dacă ia aghiazma mare doar cu post obișnuit, în timpul postului nașterii Domnului, poate ar trebui să țină post negru. E bine măcar vinerea să țineți până la ora 3. Da. Și atunci să luați. Părinte, ce facem dacă ne obligă să facem vaccinul? Deocamdată ne interesăm ce conține acest vaccin și nu cred că va fi o obligație chiar așa. Fiul meu are 28 de ani, este necăsătorit și are patima jocurilor de noroc. Mă rog însă, poate nu știu cum să mă rog pentru el.
Da, trebuie să vă rugați mai mult, mult, mult mai stăruitor să-și țineți post pentru el și să îl trageți spre cele bune, că dacă vă rugați și îl rămâne în nepăsare și cu jocurile de noroc, ce ați folosit? Trebuie să-l și întoarceți, nu singură, ci cu ajutorul unor oameni și chiar duhovnici. Am botezat o fetiță împreună cu soacra mea. Numele i l-am dat eu, cele necesare le-a cumpărat soacra, îmbrăcămintea. Se poate considera că am botezat și eu sau doar ei îi se consideră? Dacă ați avut conștiință că ați fost nași și ați fost pomeniți, ați botezat. Dacă ați stat deoparte și doar ați privit, fără să aveți conștiința de nași, nu sunteți nași. Credeți că purtarea măștii în biserică și neîncrederea înseamnă neîncrederea că Dumnezeu ne ferește? Nu trebuie să fim așa de radicali. Radical, sigur. Păi da, încredere trebuie să avem, dar trebuie să ne și păzim. Întrebarea următoare, aceluiași om era, ne poate afecta mântuirea lucrul acesta, că purtăm masca în biserică? Nu, asta nici vorbă. Aici, dacă nu purtăm masca, care are și ea un rol, ispitim pe Dumnezeu. Chiar și rolul de confort psihic. Sigur. De ce preotul nostru de cununie ne-a pus atunci verigheta pe mâna stângă? Așa scrie în carte. Cărțile trebuie corectate și o să fac un demers la Patriarhie unde se publică. Noi am pierdut verighetele de la cununie. Ce mai putem face? Luați altele să fie binecuvântate și să le primiți așa cum se cuvine. Unii contestatari spun că venirea Sfântului Apostol Andrei în pământul Sciției Mici este insuficient argumentată. Care sunt argumentele noastre? Cum să fie insuficient argumentat? Este super argumentată. Păi sunt atâtea mărturii și vestigii, nu numai mărturii, vestigii istorice, arheologice. Este o pleiadă de materiale, de susțineri cu academicieni, cu cercetători. Cum să fie așa ceva? Istoria universală consemnează aceasta. Deci nu este o născocire a noastră sau o susținere subiectivă a noastră. Istoria universală consemnează venirea Sfântului Apostol Andrei aici. Postul presupune iertarea semenilor. Se referă aceasta la cei care jignesc credința? O întrebare pertinentă. Cei care ne jignesc credința pot fi iertați de noi? Și să-i tolerăm? De tolerat îi tolerăm. Dar trebuie să ne rugăm că ei, când contestă, nu se mai roagă. Să ne rugăm să primească și ei rugăciunile, să vină harul asupra lor, să se roage intens, cu cele dinăuntru, cu toate simțirile. Pentru că postul fără rugăciune nu e post complet. De aceea trebuie să ne transpunem când postim și să avem această comuniune cu Dumnezeu, că postim pentru Domnul, pentru a da mărturie patimilor morții și morții sale. L-ați cunoscut pe părintele Iustin Pârvu și dacă da, puteți să ne spuneți ceva despre el? Sigur, l-am cunoscut. I-am făcut și rugăciuni, mi-a făcut să ceru să-i fac și rugăciuni. Un părinte trăitor, un părinte râvnitor și plin de înțelepciune. Un jertfelnic. Un om care a fost ca o lumină vie. Și iată, Dumnezeu i-a dat multe daruri la bătrânețe. Da. Mai ales i-a dat bucuria
de a începe niște înfăptuiri atât de valoroase. Aiudul aparține Părintelui Iustin. Iată aici Poarta Albă, Periprava, aparțin Părintelui Iustin. A venit în forță să vadă aceste meleaguri. Sigur că l-au copleșit. Personal a pus piatră de temelie la aceste așezăminte de care și-a amintit cu lacrimi cât de greu o duceau deținuții la canal. Părintele Iustin, iată, a fost un întreprinzător, un om luminat, un om de jertfă și care avea și mult curaj. A stat în detenție destul de mult și iată ce învățături frumoase ne-a adus. Toți care au suferit, ne vorbesc din școala suferinței. De câte ori am stat de vorbă cu deținuții politici, am avut atâta bucurie. Ne-au adus din experiența lor, din jertfa lor, niște cuvinte de foc. Acesta a fost și Părintele Iustin. Avea întotdeauna o intuiție. Cei care mergeau la dânsul simțeau căldura sufletului. Erau plini de bucurie. Și iată, ne-a lăsat și aici în Dobrogea o zestă atât de frumoasă și Poarta Albă și Poarta Periprava care, iată, începe să se înfiripe și a ajutat și în alte părți și a format atâția călugări și călugărițe și niciodată nu s-a lăsat obosit. Acum, legat și de descoperirea minunată care s-a făcut cu binecuvântarea în al preasfinției voastre la mănăstirea Dervent a trupului Părintelui Elefterie pe care l-ați cunoscut. Mi-a fost duhovnic. Un om poate spuneți special Părintele Elefterie cu o viață atât de aspră pentru sine și mult mai relaxată pentru ceilalți, nu cu compromisuri morale. Dar nu dădea canoane aspre Părintele Elefterie. Sigur, un om care și-a făcut din rugăciune, din post, din credință, din dragoste față de frați, un scop al vieții sale. Era influențat, însuflețit întotdeauna de duhul rugăciunii, al dragostei. Povățuia frumos, era darnic, era răbdător, era cu adevărat un doctor al sufletelor și al trupurilor, pentru că s-a îngrijit de sănătatea multor oameni. Avea o medicină populară pe care o practica în folosul oamenilor. Și au venit și de departe cu probleme de oase, de suferință. Pe toți i-a primit și s-au întors acasă sănătoși. Putem să dăm pomelnic pentru un om care stă în păcat sau pe care nu-l cunoști bine sau cu care nu te înțelegi? Poți să-l dai la acatist, să-l dai să citească la psaltire, dar să nu forțăm pe nimeni. Să facem cu adevărat tot ce putem face astăzi, să nu amânăm, să înțelegem și să pătrundem în sufletul și în durerea fiecărui om și să nu-l judecăm, ci să-l sprijinim. O problemă cam neclară aici. Suntem cununați de nașa ortodoxă și naș catolic, dar necununați în biserică. Adică, nu știu ce vrea să zic, ne-au botezat și copiii. Ce putem face? Probabil tot din diaspora. Naș ortodox, naș catolic, au botezat și copiii? Da. Multe probleme în diaspora. Da, da. Sigur, după canoane, nu este canonic. Să meargă la ierarhul lor, să le mai facă
o rugăciune. Da. După canoane trebuie să refacă tot. Trebuie să... Eu nu pot să-l dau sfaturi la așa distanță, de spun ce este bine și ce este rău. Trebuie să se adreseze și ierarhului lor. Dar să știe că rânduiala ortodoxă nu se negociază cu cea catolică. Țin tot postul. Este bine să iau aghiazma mare în fiecare dimineață? Da. Dacă țineți tot postul, pentru că sunteți departe, puteți să luați aghiazma cea mare. Sunt recăsătorit a doua oară ortodox. Actualul soț a fost botezat ortodox de o pereche catolică. E valabil botezul? Nu e valabil. Pe cum să fie botezat ortodox de catolici? Da. Ce trebuie să fac ca să mă pot lăsa de ispitele jocurilor de noroc? Aici trebuie în primul rând o hotărâre. Jocul de noroc este un păcat mare pentru că îi răpești banii unui semen de-al tău. Trebuie să conștientizezi că este o genune, o prăpastie jocul acesta de noroc, o nedreptate cu cei cu care veniți să spuneți aceste lucruri. Norocul nu este ceva în spirit creștin. Norocul este în spirit păgân. De aceea nu există noroc botezat sau nebotezat. O întrebare legată de mâncarea de dulce de la serviciu. Cum putem posti postul Crăciunului când primim mâncare de dulce gratuită la serviciu unuia dintre noi? Celălalt face scandal dacă vede că mănâncă altceva decât ceea ce este făcut deja. Păi trebuie să fie făcut de post tot timpul, dacă e perioada de post. Da. Prietenul meu cel mai bun, având probleme și a vândut verigheta, cu mulți ani în urmă, iar noi le-am făcut altele. Ce trebuie făcut pentru a le putea pune pe degetele, probabil finilor, sau ale prietenilor lor? Ce trebuie să fie de făcut? Le-au cumpărat o pereche de verighete noi, pentru că le-au vândut, neavând posibilități materiale pe cele de la cununie. Trebuie binecuvântate, trebuie duse. Dar păcat, nu știți cui le-ați vândut? Dacă ați ști cui le-ați vândut, poate le recuperați acum. Da. Bine ar fi să le recuperați pe acelea. Dacă nu puteți și nu mai găsiți urma, să fie binecuvântate acestea. Dar astea nu se fac, făceau parte din viața dumneavoastră și din căsnicia dumneavoastră. Am cununat ortodox un catolic cu o ortodoxă. E valabilă cununia lor? După Sfintele Canoane, nu. Nu face referire la convertirea prealabilă a... Nu face. Ca... Dacă nu zice. Unul dintre soți a rămas catolic, nu există intercomuniune. Și atunci nu e cununat. Cum facem? Ce rugăciuni să citim ca să trecem peste frica de ce va urma? Frica de amăgire, de a pierde credința, liniștea. Cum o obținem? Păi, cine are această frică, înseamnă că îi lipsește frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu acoperă toate neputințele noastre. Dar nu este o frică care te nimicește, care te înspăimântă. E o frică ce te cheamă să fii sub oblăduirea lui Dumnezeu. Aceasta e frica lui Dumnezeu. Este cea care alungă răul. O întrebare care se pune de fiecare dată și la care puteți da și un răspuns mai șugubăț în al preasfinția voastră. Cum să procedez? Aș dori să dau pomelnice și să le pomeniți 40 de zile la înalt preasfinția voastră și cum pot plăti efortul sfinției voastre? Da, eu nu fac asta pentru bani. Au mai trimis unii pomelnici, unii au trimis, sigur că banii nu îi folosesc pentru mine dacă îi trimitesc, dar de pomelnici le pomenesc. Banii se folosesc la atâția necăjiți, atâția copii orfani,
că avem în fiecare zi aici rând sau trimitem la anumite familii nevoiașe, avem familii cu copii mulți, fără venituri. Sigur, de două ori veți primi o plată, pe de o parte o facem cu drag pentru copiii necăjiți și a doua oară, iată, vă faceți părtași și la milostenie, și la rugăciune, și la milostenie. Cum să procedeze acest credincios? Vă trimite pe mail? Da. Așa. Ce se ia mai întâi? Apa sfințită sau anafura? Asta e o întrebare la care, în al presia voastră, ați mai răspuns la o altă emisiune. Aghiazma totdeauna e sfințită. Anafura e binecuvântată. Așa procedau și părinții noștri, părintele Argatu, părintele Iustin, și le spunea, aghiazma se ia întâi. Nu numai până la Odovania. Nu numai până la Odovania, dar aghiazma se ia întâi. Ori de câte ori luăm aghiazmă și anafură. Întâi luăm aghiazmă și apoi anafură. Aghiazmă mare, întâi? Întâi aghiazmă mare, dar și mică, înaintea anafurii. Dar între cele două aghiazme, aghiazma mare întâi. Da, aghiazmă mare întâi, până putem lua aghiazmă mică și apoi anafură. Așa. Sunt căsătorită cu soț catolic și avem și o fetiță. Suntem cununați în biserică ortodoxă. Ce trebuie să mai facem? Să le faceți cununia, să vedem cum. După convertirea prealabilă. Da. Întâi trebuie să convertească cel care nu e ortodox, să citească, să învețe, să simtă atracția. Copiilor avortați, trebuie să le pui un nume? Să-i pomenești la morți? Nu. Nu se pot pune nume. Copiii născuți fără care vreme mor imediat sau s-au născut la vreme, nu cu intervenția cuiva, aceia au avut hărăzite niște nume. Aceia trebuie să fie mormântați și trebuie să-i mormântezi cu o identitate. Identitatea la care s-au gândit părinții, în aceea trebuie să fie petrecuți. Dar cei avortați, nu. Cei avortați, cum să-i pomenești? N-au identitate. Nu s-au născut, n-au identitate. Sunt niște practici neserioase când botează copiii nenăscuți în lipsa lor. Să nu fie așa ceva. Da. În ceea ce privește rânduiala tainei spovedaniei, este greșit ca duhovnicul să nu rostească rugăciunile din molitfelnic și îndemnul iată Fiule Hristos stă nevăzut? Adică molifta, preotul intră direct în spovedanie fără să mai facă molifta din nu e bine. Rânduiala spovedaniei. Căsătorită cu un catolic în rit catolic și greco-catolic. Cred că greco-catolic. Eu ortodoxă după ani ne-am despărțit din cauza înșelării de prea multe ori. Și fiul meu e catolic, eu fiind ortodoxă. Mai sunt legat în fața lui Dumnezeu prin căsătorie de fostul soț? S-au și despărțit? Nu mai este că n-a fost căsătorie. Nici n-a fost căsătoriți. N-a fost căsătorie, a fost o ceremonie. Da. Soțul meu muncește în sărbători, deși merge la biserică. Cum să-l conving? Acum ascultă emisiunea. Iată, îi dați un sfat da. Soțului harnic. Sigur. Peste măsură. A lucra și în sărbători nu e o virtute. Este chiar un păcat. Este o lăcomie că vreți să dobândiți mai mult. Ori o nepăsare că nu vă pasă de sărbătoare. De aceea țineți rânduiala, țineți echilibru și veți avea cu siguranță mai mult spor și mai mult folos. Ce pot să fac pentru două blesteme care s-au aruncat probabil asupra ei? Deslegare de blesteme, da. Sigur.
și chiar repetate. Și țineți rânduiala de rugăciune, pravila zilnică. Sunt văduvă și am pierdut verigheta. Ce mai pot face? Întreabă o bunică de 87 de ani. Ce să faceți? Trebuie să intrați în rânduială. Deci... A pierdut verigheta, trebuie. Fiind în vârstă, ea și văduvă. Da. S-o mai țină, s-o, acum, s-o caute, s-o găsească. Dacă e văduvă, da, nu trebuie să-și mai pună verighetă, că n-are cu cine, da, să mai... Eu am pierdut o sarcină mulți ani în urmă. La, în afară de spovedanie, la moment, nu am făcut nimic. Nu știu cum să pomenesc. Ce pot să mai fac acum? Pentru pruncul pierdut. Depinde. Dacă l-ați pierdut fără voia dumneavoastră, puteți face multe rugăciuni, deslegări, postiri, dar dacă a fost cu voia dumneavoastră, trebuie să-l răscumpărați prin alt suflet pe care să-l scoateți din gheara morții ca să se nască și să vă fie dumneavoastră mijlocitor. În al preasfinția voastră, eu am pierdut verighetele la o am dus verighetele la o mănăstire, la icoana Maicii Domnului. E păcat? Probabil au făcut o donație. Depinde dacă a fost pentru o icoană, pentru ceva nobil. Da. Nu este păcat. Ce părere aveți despre sfârșitul lumii? Va veni sau nu? Sigur. Mulți își dau cu părerea despre sfârșitul lumii. Eu nu-mi dau cu părerea. Eu iau în seamă revelație despre sfârșitul lumii. Nimic n-a fost prorocit care să nu se împlinească. Dacă prorocii au primit de la Hristos Duhul prorocilor, sigur că trebuie să ținem rânduială, multă asceză, multă postire și rugăciune. Rugăciunea le biruiește pe toate când este făcută cu stăruință, cu căință, în postire și cu dragoste. Cineva întreabă, pot lua pe nemâncate medicamentele împreună cu aghiazma mică? Luați întâi aghiazma mică și pe urmă medicamentele. Cum să procedez cu anafura care rămâne și mucegăiește? Eu acum am anafură numai duminica, ca să nu mai rămână, și vă ascult foarte des. Da, anafura care s-a stricat, o ardeți, puneți cenușa la rădăcină unui copac curat și fiți prudentă, să o țineți la loc uscat ca să se usuce și o puteți consuma mai mult timp, dar să aveți grijă să nu fie la loc umed. Copilul mi-a fost legat 7 ani de un duhovnic care a decedat. Cum să procedez acum ca și mamă? Sigur că... O fi fost vorba de un canon la spovedanie? Nu cred că l-o blestemat. Cum zici că a fost copilul? Copilul mi-a fost legat 7 ani de un duhovnic. Cred că i-a dat canon 7 ani pentru o anumită faptă. Cât de mic, cât de mare fi copilul ăsta. Nu spune. Poți 7 ani, sigur, el trebuie să fie consultat de un duhovnic, să vede ce, cine-i duhovnicul acela. Păi câți are copilul, câți ani are, dacă a fost oprit 7 ani? Dacă e adult și așa, da, să schimbă adult, situația, sigur că da. A putut să aibă un canon de acesta aspru, dar trebuie văzut cu discernământ. Ce înseamnă contemplarea lui Dumnezeu? Ce să însemneze? O meditație în care vrei să-L pui pe Dumnezeu în rațiunile tale, în inima ta, în preocupările tale și să meditezi la cele ale lui Dumnezeu, la patimile Domnului astăzi și apoi, sigur, te rogi intens ca rugăciunea să plinească dorința
pe care o ai și să ajungă la Dumnezeu. Fiind văduvă, mai trebuie să port verigheta? Da. Pentru că ați fost cununată cu un soț care a plecat la Dumnezeu. Credincioșia față de soț trece dincolo de moartea lui și, într-un fel, sunteți și acum împreună pentru că aveți un legământ veșnic. Dezlegările Sfântului Vasile cel Mare pe care le faceți au efect pentru cei care nu sunt acolo? Doar le ascultă în direct pe calculator? Ne dezleagă de blesteme și de farmece? După credința dumneavoastră și după trăirea dumneavoastră au efect. Pentru că dacă n-aveți cum să le primiți altfel, iată, au și așa un efect, pentru că bunătatea lui Dumnezeu se revarsă peste toți. Iată, acesta m-a impresionat, am mai spus odată, când în Rusia era interzis să mergi la biserică de Paști, gospodinile pregăteau Paști, se interesau. Într-o anumită biserică, departe, cam la ce oră se sfințește Pasca. Și atunci ieșeau cu Pasca afară și se rugau: Doamne, când preotul sfințește Pasca acolo unde este dusă la biserică, să ajungă binecuvântarea și la noi. Așa și la cei ce ne ascultă, dacă se roagă cu adevărat și se cutremură că n-au cum să ajungă, Dumnezeu în bunătatea sa nu primește credința și rugăciunea? Este firesc să înțelegem așa. Iarăși, cred că în seara asta e tema verighetelor. Mi-am pierdut verigheta în urmă cu câțiva ani. Soțul și-a înstrăinat-o pentru a nu se ști că este căsătorit. Aici este un păcat? Ar trebui să vorbesc cu un preot să-mi citească ceva? Poate să fie motivul pentru care căsnicia noastră nu merge? Sigur, păi dacă soțul ascunde verigheta, nu o poartă, are niște gânduri nefirești. Nu are gânduri curate față de dumneavoastră. De aceea insistați să vă duceți în fața unui preot, chiar a unui arhiereu, să vă facă deslegări și să vă facă o rugăciune de pace, de unire și de dragoste. Am un copil cu un catolic și suntem necununați. Dacă ne căsătorim, e valabilă căsătoria dacă nu e convertit la ortodoxie sau trebuie întâi să devină el ortodox? Dacă devine întâi ortodox, e valabil. Dacă nu devine, nu e valabil. Ce șanse avem noi, mirenii, în comparație cu sfinții părinți călugări, rugători, neîncetat și cu credința deosebită pentru bunul Dumnezeu? E posibil să ne mântuim trăind în această lume rea și necredincioasă? Mirenii în comparație cu sfinții părinți sihaștri. Sigur, cum să nu? Mirenii sunt mireni care au un fel de călugărie în lume. Am întâlnit oameni care trăiesc cu pravilă, fără vot monahal, dar și-au făcut un legământ personal cu Dumnezeu, în care doresc viață cât mai curată. În istoria bisericii au existat multe modele de felul acesta. Când faci voia lui Dumnezeu și ești în armonie cu rânduiala bisericii și a lui Dumnezeu, mergi mai departe pe această rânduială. Este păcat dacă mă căsătoresc cu o femeie care e pe stil vechi, aparținând de Mitropolia Slătioara? Da, pentru că n-aveți comuniune. Dacă vrea să căsătorească fără să fie sforțată, trebuie să fie de o credință cu dumneavoastră, să aibă și comuniune. De aceea, prudență la căsătorie. Care sunt principiile vieții duhovnicești? E cam abstract. Principiile vieții duhovnicești sunt acestea: credința, rugăciunea, postul, milostenia,
răbdarea, dragostea, pacea, bucuria. Pe principiile acestea mergem. Să mergem, dacă suntem credincioși, să mergem cu Dumnezeu. Dacă suntem mai puțin credincioși, sigur, tot cu Dumnezeu mergem, dar cel mai credincios se luptă mai mult, cel mai puțin credincios se luptă mai puțin. Fata mea este divorțată cu copil de 4 ani. Soțul ei a fost cel care a făcut acest demers al divorțului, în schimb, i-a lăsat să poarte numele lui. Acum el s-a întors la ea și la copil, dar în acte au rămas divorțați. Cum ar fi normal să procedeze fata mea? Ea se află în adulter? Soțul a divorțat, s-a întors înapoi. Sigur, aici trebuie o rugăciune de împăcare, un canon. Dacă a divorțat, a luat-o puțin razna întâi și pe urmă s-a întors, nu se poate fără o deslegare. O rugăciune, și asta ar trebui să o facă arhiereu, deslegarea cea mare și cu un canon. Eu m-am spovedit înainte de nuntă cu o săptămână și părintele mi-a dat dezlegare să mă împărtășesc, dar mi-a fost frică să iau împărtășania pentru că am păcătuit înainte de cununie. Ce trebuie să fac? Eu am luat aghiazmă mare. Iată, un om mai precaut. Da. Să vă cununați că trebuie, dar să intrați într-o rânduială mai categorică. Cu ani în urmă, mama mea a blestemat-o pe fosta ei noră. Și eu cred că blestemul a căzut asupra mamei mele. Ce ne povățuiți să facem? În fine, descrie boala mamei și credeți că blestemul s-a aruncat, s-a întors asupra mamei mele? Cel care blesteamă se și blesteamă. Pe cel care blesteamă îi vine blestemul asupra lui ca un bumerang. De aceea nu trebuie să blesteme nimeni. Pentru că cine blesteamă lui își face rău. Vine o rază de rău asupra celui pe care îl blestemi. Dar mai mult se întoarce la tine, că n-ai dreptul să blestemi. În ce caritate să blestemi? Ce ți aparține ție ca să blestemi? Lui Dumnezeu îi aparțin toate bunurile și viața noastră. Când am încălcat totul, de aceea Dumnezeu a blestemat, cum v-a spus, deosebească să separe răul de bine. Dar noi nu avem dreptul să blestemăm nicicum. Este o acțiune diabolică. Ce cărți duhovnicești să citim în postul acesta? Nu știu cât i-a apucat să citiți, dar cărți bune de citit sunt peste tot. În Sfânta Scriptură de veți căuta viețile sfinților, cărți de învățături de credință. În cărțile de învățătură de credință găsiți o bogăție foarte mare. Cărțile scrise de unii sfinți părinți, broșuri, care se referă chiar la viața noastră, aceasta mai obișnuită, să nu intrăm într-un flux al vieții care să fie un fel de rutină, ci să fie o pregătire pentru sfârșitul nostru. Sunt paraclisier. Când țin procovățul la Sfânta Împărtășanie, rare ori mai simt o picătură cum atinge procovățul și apoi, prin procovăț, atinge degetele mele. N-am înțeles exact. Paraclisierul ține prosopelul la împărtășanie și prin procovăț îl atinge pe deget. E o exagerare. N-ar trebui să țină paraclisierul procovăț să sostenească preotul. Preotul ar trebui, sigur. Să facă aceasta, că n-are voie să atingă sângele Domnului de mâna paraclisierului. De aceea, dacă ați întrebat, spuneți-i și preotului, cu un ierar, cum am învățat, nu după capul lui, ci după rânduială. În Grecia, preoții nu poartă verigheta. Cum vedeți acest lucru? Iată cineva din Grecia. Da, este o anormalitate.
Cum să nu porți verigheta? Pentru ce? Pe un semn al legământului pe care l-ai făcut. Căsnicie este un legământ. Și legământul cel mai greu și cel mai aspru. Mai ales în luna în care te-ai căsătorit în următoarea lună, trebuie să aduni reperele credinții și ale vieții morale, să te ții de ele. Ce rugăciuni speciale sunt în acest post? Nu avem rugăciuni speciale ca în postul mare, dar iată, în seara aceasta voi face acatistul Sfântului pe care l-am sărbătorit astăzi. E bine ca în post să facem, cum este acum Paraclisul Maicii Domnului, canon de pocăință în permanență către Mântuitorul Hristos, Paraclisul Maicii Domnului și acatistul zilei. E bine să-l facem. Și o catismă din psaltire, după râvnă fiecare, dar rugăciunile de dimineață și de seară să nu fie lipsă sau știrbite vreodată. Să răspundem sau să nu răspundem celor care iau în derâdere credința noastră? Dacă răspundem, înmulțim gâlceava pe seama credinței. Dacă cel care bagiocorește cele ale credinței este neștiutor, să-l povățuim. Dacă este știutor, să-l oprim. Și dacă pur și simplu e răuvoitor? Dacă e răuvoitor, trebuie să nu stăm împotriva celui rău, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Noi îi primim credința, căința și rugăciunea celui care se întoarce. Dacă suntem sub blestem preoțesc, ce facem? Nu cred că preotul mai trăiește, a fost pe vremea bunicilor noștri. Nu-i nimic, se poate citi rugăciunea de deslegare de blestem. Am o prietenă pe stil vechi. Mi-a spus că noi suntem căzuți din har, că toate minunile sunt pe vechi, Crăciunul, Boboteaza, schimbarea la față, și că ei au pe Sfântul Glicherie, care s-a împotrivit schimbării calendarului. Cum mă pot apăra că suntem și noi în har? Da. Deci, o cunoștință îi spune că îl au pe Sfântul Glicherie și că toate sărbătorile din Țara Sfântă, minunile, pogorârea norului și... Sfântul Glicherie vorbesc de stilist. Da, da. Spune că ei, noi n-avem har, că la ei sunt minunile. Iată, nu. Nimic, de la Ierusalim. Nimic nu e adevărat. Stiliștii de la noi nu sunt primiți nicăieri. Nici la Ierusalim să slujească, nici la Sfântul Munte. Aștia sunt, pentru că biserica a fost, i-au făcut parte din biserică, dar au devenit schismatici. Opunându-se calendarului, s-au opus și rânduiele biserici. Și atunci trebuie să fim atenți, pentru că aceste fraze nerealiste, mincinoase, trebuie să cadă. Dacă mama are multe avorturi, este posibil ca asta să fie cauza pentru care fiica sa să nu poată avea copii? Și asta poate fi cauza. Ce ar trebui să facă fiica? Sau mama? Fiica să-și îndemne mama și eu, iată, dacă... Dacă mama a avut multe avorturi. Mama aceea trebuie să căiască mult. Și fiica ei nu poate avea copii. Nu poate avea copii. Să se lupte fiica. Să întoarcă de la avort mulți copii. Să o răscumpere pe mama ei. Și până la urmă Dumnezeu îi va da. Să se lupte, dacă mama poate acum e mai în vârstă. Ea nu mai poate să aibă copii. Dar fiica să se lupte, să facă canonul mamei sale, să alergeți la un preot. Eu fac multe canoane pentru
cei cărora le-am dat sarcină și nu pot. Căutăm asistenții și medici credincioși care pot să ne ajute din ginecologie. Și cunosc un mare profesor care niciodată n-a făcut avort, el slujește viața și nu moarte. Este bine să ascult Sfânta Slujbă în fiecare zi și să mai fac și câte ceva prin casă, dar Sfânta Evanghelie o ascult în picioare, sunt operată, adică nu poate veni la biserică. Dacă nu poate veni la biserică, sigur să asculte Sfânta Slujbă cu fiorul credinței, cu acea participare vie și activă, ca și cum ar fi în biserică. Ce părere are înalt preasfințitul despre vedeniile măicuței Veronica de la Vladimirești? Da. Ce părere să am? Am citit pe un copil. Am fost entuziasmat. Am urmărit apoi viața Veronicăi, care n-a fost conformă cu vedeniile pe care pretindea că le-a avut. A putut să le aibă, dar le-a avut gratuit, dar chiar așa. Dumnezeu nu se adresează oricărui om nestatornic. De aceea mă îndoiesc de acele vedenii. Iată tot domnul paraclisier cu Procovățu. Eu sunt paraclisierul cu Procovățu. Suntem o misiune mică în Statele Unite și nu prea are cine să-l ajute pe părintele. Suntem puțini. Preotul cum să procedeze a nu-l mai ajuta eu la Sfânta Împărtășanie? Păi... ați putea să-l ajutați, dar cu mare grijă, nu știu. Mă înfricoșesc când mă gândesc. Pentru că dumneavoastră vă luați un canon care nu vi se cuvine. Vorbiți cu părintele, să stați în preajmă, să ajutați cumva, dar nu acolo, chiar la Sfântul Sânge, că ați avut situații, din ce îmi dau seama, când Sfântul Sânge s-a prelins. Da. Și nu trebuia să ajungă la cineva nesfințit. Mi-am schimbat duhovnicul, deoarece acesta era mai interesat de ajutorul meu la biserică decât sporul meu duhovnicesc. Acum e supărat pe mine, deși eu am căutat vorbă cu dumnealui. Acest lucru îmi dă o neliniște. Probabil întreabă persoana respectivă ce trebuie să facă. Da, e o neliniște. Trebuie să ajungă să ia deslegare de la cel duhovnic. Îi găsiți modalitatea în care se cere iertare, că sunteți ocupat în partea cealaltă. Și să vă ierte. Și spuneți-i și conjunctura în care am vorbit să nu se supere. Mama are voie să țină Procovățul bebelușului sau copiilor la împărtășanie? L-a împărtășit? La copilul mic, că n-ai încotro. Dar să produc lucruri nedorite și acolo. Nu știu cum să se comporte. Copilul mic trebuie ajutat să poată să primească, dar trebuie să fie un ajutor sfințit. Ce rugăciuni se pot citi pentru a dobândi răbdarea, bunătatea, blândețea, pentru a nu mai fi nervozitate? Pe ce rugăciuni? Rugăciuni tot așa de căință și stăruitoare. Orice rugăciune stăruitoare cu sinceră adresare lui Dumnezeu, cu repetare, cu conștiință, cu credință, are răspuns de la Dumnezeu. Tatăl meu a decedat și a fost mozaic. La anul fac 7 ani de când a decedat. Până acum nu l-am pomenit la Sfânta Liturghie. După ce face 7 ani, ce pot să fac pentru el, să-l ajut? Menționez că eu sunt botezat creștin ortodox. Tata era mozaic, iar mama botezată ortodoxă. Ei trăind până la decesul tatălui meu fără nuntă. Cum pot să-l ajut pe tata decedat, pe mama care trăiește și pe mine, care sunt conceput de amândoi? Tatăl evreu decedat, mama creștină trăiește. Ce să faceți? Mama să se căiască intens
trebuie și să o stimulați ca fiu să-și facă canonul, că există canoane, să spună la duhovnic, să-și regrete viața trăită în această situație și să nu-și oprească rugăciunea și lacrimile. Și fiul întreabă ce poate face el. Face și el pentru mama lui aceeași căință, ca să nu poarte pecetea păcatelor părinților lui. Și pe tatăl mozaic, tatăl evreu? Dacă e tatăl lui natural, da, sigur. Se roage și... Se roage pentru el. Se roage să ajungă la dreapta credință, mai ales. Bunica, în urmă cu mulți ani, a dat în judecată un preot pentru o bucată de pământ. La bătrânețe a pierdut tot pământul și a rămas pe drumuri. Ne gândim că o fi fost blestemată de preotul acela. Ce să facem, părinte? Păi ce să faceți? Să mergeți? Bunica trăiește? Nu spune, nu specifică dacă trăiește sau nu trăiește. Ce a făcut cu pământul? S-a judecat cu un preot. Da, și da, preotul da. A blestemat? Dacă nu trăiește, să meargă la mormânt, să-i facă o deslegare. Dacă trăiește preotul, chiar preotul acela, să-i facă o deslegare, că acum a plecat din viața aceasta. Nu trebuie să ținem minte răul. Da. Și să facă o deslegare și în casă. Am o cunoștință care nu vrea copii, nu-i plac, dar crește căței ca pe copii, care se îmbolnăvesc și mor. Ce poate face? Trebuie să... schimbi opțiunea. Păi cum? Sunt mulți care și-au făcut din animale o grijă cu care consumă mult timp și au mai mare grijă de animale decât de copii. Sigur, iarăși, nu trebuie batjocorite animale nici într-un caz. Animalele ar trebui ținute la locul lor. Așa zisele animale de companie sunt niște poveri pe care și le ia omul. Și iată, ține mai mult la animal decât la slujba bisericească sau la cei apropiați ai săi, cum suntem noi acum, apropiați și dialogăm spre binele tuturor. După o căsnicie de 8 ani, soțul meu a cerut divorțul. Ne-am divorțat și avem un copil care a rămas la mine. Fostul soț e la al doilea divorț. Cum să fac să aibă o legătură mai bună cu fetița noastră? Și eu ce canon să țin să am puterea de a crește fetița singură? E, ce canon? Canon serios de rugăciune în care să dea și fetiții un exemplu bun, jertfă și dragoste pururea să învețe și pe alții, pentru că iată, această milostenie spirituală este de mare folos. Pe 14 august am aflat că am COVID. Părintele nu a vrut să mă spovedească sau să mă împărtășească. Este normal? Eu am ținut tot postul Sfintei Mării. Bine că l-ați ținut, dar... Pe 14 a aflat că are COVID. Și n-a putut să împărtășească. Preotul a refuzat. Păi trebuia să amâne două săptămâni și să se împărtășească, să țină miercurile și vinerile în continuare și în ziua împărtășirii. Și trebuia, dacă numai 5 ani au trecut, de atunci, sigur, da, trebuie să fie răscumpărat timpul. Iertați-mă, ce înseamnă copil salvat de avort? Adică să convingi pe cineva să nu avorteze? Da. Aceasta înseamnă copil salvat de avort. Și numai atât. Cine convinge, trebuie să dea și o jertfă pentru acest copil. Toate cazurile pentru care mă implic sunt cazuri sociale. Fie copii mulți, fie familii necăjite. Ei, dacă ar avea cu ce să-i întreține, nu i-ar avorta. Dar noi facem un bine acelor familii. Noi nu facem un rău când salvăm de la moarte. Salvăm acei părinți de iad și pe lângă ei mai salvăm alți părinți de iad.
și acele suflete nevinovate ale copilașilor care se vor naște până la urmă. Sigur. Soțul fetei mele divorțează de ea. Dați-ne un sfat. Pătiți să divorțeze, să găsim calea, motivația. Nu trebuie să lăsăm cu ușurință să facă aceste divorțuri. Trebuie să implice părinții, așa era tradiția. Copilul, dacă n-a fost cufundat la botez, botezul mai este valabil? Este valabil, dar e cazul să nu mai umblăm cu superficialități din astea. Trebuie scufundat copilul. Bunica mea are peste 30 de avorturi, acum are 84 de ani. Ce pot să fac eu pentru ea? Ce ar trebui să facă ea? Să-i faceți dumneavoastră în chipul dumneavoastră, în inima dumneavoastră, să întoarceți copii, că făcând acest bine pentru bunica, faceți și pentru dumneavoastră. Ce ne puteți spune despre preoții ortodoxi care fac parte din turma Sfântului Ilie? Ce facem cu acești preoți eretici? Turma Sfântului Ilie, grupare paralelă. Trebuie să-i recuperăm cu multă stăruință, cu mult zel. Le arătăm că sunt pe din afară, că Sfântul Ilie nu are nicio turmă, e numai o închipuire, e o rătăcire. Să-i aducem la dreapta credință, dar cu bunătate, cu stăruință, cu lumină, că mare plată vom avea dacă îi întoarcem de la rătăcire. O întrebare mai dificilă. Duhovnicul meu este mason. Să continui să mă spovedesc la dânsul? Dacă aveți conștiința că e mason, aveți un motiv să vă despărțiți de el și să mergeți la un om care nu merge pe două direcții, la un duhovnic hotărât, serios, care e omul lui Dumnezeu și slujitorului. O persoană ortodoxă poate trece la pomelnic de morți o persoană catolică? Nu. La parastasii pomenim. Da. În al preasfinția voastră, în toată viața dumneavoastră ați avut o teofanie? O întrebare personală. Nu mi-am dorit să am. Dar, oarecum, am avut nu în imagine, ci în aceasta, într-o trăire, în anumite momente, am simțit că Dumnezeu s-a arătat. Nu că am vis, dar am simțit prezența și vederea spirituală a lui Dumnezeu, nu vederea cea firească. Pentru că aceea nu e adevărată. De aceea, în canonul învierii, ne rugăm, nu ne da să te vedem acum, ci să ne vedem, te vedem într-o lumina cea neapropiată a învierii. Părintele Tănăsescu, directorul radioului nostru, vrea să intre în direct. Să intre. Se pare că a răspuns premierul Ludovic Orban. Ne dă o veste. Poftiți. Până se stabilește legătura cu părintele, mai punem o întrebare. Da. Ce ne puteți spune despre preoți ortodoxi care fac cununii în post? Ce să spun? Că e o mare greșeală. După Sfintele Canoanii nici nu-s valabile. Eu am oprit așa când a venit cineva și nu știu unde s-a dus să facă cununia și apoi au venit la mine la aproape un an și au spus, eu le-am spus, nu faceți bine, este un necaz pe care îl promovați prin această cununie pe ascuns la nu știu cine. Și într-adevăr, mirele la 9 luni a avut un accident și a murit. Deci,
Sfintele canoane nu ne dau voie să facem în post cu lunii sau în zile de luni, miercuri și vineri. Și de aceea, cununia în post nu este valabilă. Dar cu privire la botezurile săvârșite în post? Eu am instituit o rânduială. Nu facem botez la cei care fac petreceri. Îi punem să facă legământ pe cruce și pe Evanghelie. Pentru că îmbrăcăm copilul într-un necaz. Nu trebuie să ne cinstim postul bucurându-ne nefiresc pentru un botez cu mâncăruri de dulce sau și cu muzică. O altă întrebare până se stabilește legătura. Vizita părintelui cu icoana și cu boboteaza în iarna aceasta va avea loc? În ce condiții? Eu cred că va avea loc, în arhiepiscopia noastră trebuie să aibă loc. Preotul merge pregătit, merge cu mască, cum merge. Sigur, credinciosul sărută icoana, icoana va fi curățită, va avea ce trebuie și se duce să vestească. Păi anulăm nașterea Domnului, mersul cu icoana semnează Maica Domnului care se duce la case să vestească, să-L nască pe Iisus. Casa care nu-L primește este ca cei care și-au închis ușile casei și n-au primit-o pe Fecioara Maria. De aceea trebuie să fie această tradiție ținută de săvârșit. Ce putem face pentru frații noștri care au avut momente de deznădejde și la supărare l-au negat pe Dumnezeu, după care au revenit și au venit în fire. Da, cei care și-au venit în fire și Dumnezeu îi primește, de aceea și noi le dăm să facă așa rugăciuni încât să nu mai aibă vreo ocazie de felul acesta. Aceștia trebuie să căiască tot timpul pentru necredința lor. În fiecare zi să-și aducă aminte de acea apostazie, de acea lepădare. Lepădarea de Dumnezeu presupune și o pierdere a darului botezului? A darurilor primite la taina Sfântului Botez? Nu, taina mirului. Taina mirungii. Că botezul rămâne de nerepetat. Odată iertat păcatul strămoșesc și păcate personale, Dumnezeu nu și-a niciodată darul înapoi. Dar aici El aruncă darurile. El le risipește. De aceea botezul nu depinde nici de vremenicia săvârșitorului, nici a primitorului. Dar dacă cineva ne socotește darurile Sfântului Duh și se leapădă de credință, atunci să se întoarcă cu multă căință și numai așa se poate readuce darul în sufletul și în viața lui. Cu ocazia Sfintelor Sărbători, biserica se împodobește și credincioșii ar dori să participe la activitățile din Sfânta Biserică pentru pregătirea Sfintelor Sărbători. Cum pot participa la a ajuta comunitatea cu acest prilej, în condiții de pandemie? Putem ajuta foarte mult, se aduc daruri la Sfânta Biserică, se fac pachete, dăruim celor care au nevoie și mai mare nevoie ca oricând. Sunt unii oameni atât de lipsiți acum, încât e necesar să ne implicăm. Și chiar noi de la Arhiepiscopie vom face caravane și vom merge în satele sărace. Cum am mers la copiii săraci, le-am dus rechizite și alimente și haine, vom merge și acum de sărbători. Trebuie să pregătim sărbătorile cum se cuvine, să vină darurile de Crăciun. Considerați că moștenirea Sfântului Apostol Andrei, cel
căruia îi pregătim sărbătoarea de data de 30 noiembrie, este mai strălucitoare astăzi decât în alte momente? E mai percutantă în societatea aceasta care tot tinde să acapareze cu materialismul valorile spirituale? Sigur că este mai specială, pentru că e o mai mare jertfă. Ca să ajungem la Sfântul Andrei, trebuie să ne rugăm mai mult, să stăruim mai mult. Iată, să vorbim cu autoritățile, este o jertfă și va fi și o izbândă, noi nădăjduim. Și Sfântul Andrei ne va da un spor de sănătate, de putere, de credință, de nădejde. Ne va fi mai aproape dacă noi îl căutăm. În necaz te voi căuta, spune psalmistul și prorocul. Și când căutăm în necaz, atunci răspunsul nostru este mai sigur și mai viu și mai puternic. S-a stabilit legătura cu părintele? Bine că s-a stabilit, să auzim răspunsul. Doamne ajută să vezi dreapta în apreția voastră și bun găsit tuturor. Premierul Ludovic Orban vă răspunde și zice așa. Da. În necesitate și acest. M-auziți? Aud. Auziți. Deci premierul Ludovic Orban ne răspunde la scrisarea de scrisoare al preației voastre, spune că la Constanța există carantină cu anumite reguli și spune așa, e un răspuns foarte ciudat, zice, sfatul meu sincer către înalt preasfințitul Teodosie este să îndemne credincioșii la respectarea regulilor, pentru că aceste reguli nu sunt făcute ca să împiedice credincioșii să se roage sau să participe la pelerinaje sau la alte activități, ce sunt făcute ca să apere sănătatea, iar eu cred că orice om trebuie să aibă grijă de sănătatea oamenilor. Da, este în tonul în care am gândit și noi, de spune că să respectăm regulile, domnul premier, aceasta mă voi sfătui cu autoritățile, cum am spus la începutul întâlnirii noastre, noi nu vrem să sfidăm aceste reguli, dar nici să nu fim împiedicați să ne exercităm cultul și să anulăm o sărbătoare. O sărbătoare aparține lui Dumnezeu. Și atât de aspre sunt cuvintele lui Dumnezeu, nu mi-aparțin mie, precizez. Sărbătoarele sunt instituite de biserica lui Dumnezeu, prin urmare de Dumnezeu. Cum spunea atât de frumos aseară, un vorbitor, laic, zice, cine împiedică este împotriva lui Dumnezeu. M-am și mirat de cuvântul atât de înțelept. Deci sărbătoarea aparține lui Dumnezeu, că Sfântul Andrei este în ceruri cu Dumnezeu. Și noi avem o datorie să venim să-L cinstim pe Sfântul Andrei, ca Dumnezeu să ne dea nouă daruri. Răspunsul, iată, lasă loc și autorităților să ne organizăm respectând regulile de sănătate ca să nu ne îmbolnăvim, cu distanțarea fizică, niciodată nu voi zice socială, că asta înseamnă răcire a relațiilor noastre. Noi social trebuie să socializăm mereu. Distanțare fizică cu măști, cu dezinfectanți, cu tot ce trebuie. Și vom face sărbătoarea ținând și sărbătoarea, ținând și regulile sanitare. Mulțumim pentru răspunsul, aș zice eu, destul de înțelept. Îi mulțumim. Da, mulțumim și sărbă mâna. Doamne ajută. În al preasfinția voastră, această emisiune a trecut ca într-o clipă. N-a trecut, mai avem. Mai avem ultimele 10 minute în care, după obiceiul stabilit în această emisiune, în al preasfinția voastră, sunteți rugați să adresați mesajul către fiii duhovnicești, către toți credincioșii care ne ascultă și programul în al preasfinției voastre.
Iubiți credincioși, hai să încep cu programul ca să sfârșesc cu cuvântul. Programul este acesta. În seara aceasta, la ora 22, chiar fără 5 minute, voi fi în biserică pentru cele două acatiste. Acatistul Sfântului Cuvios Stelian, ocrotitor al copiilor și mijlocitor pentru vindecarea multor boli, și acatistul Maicii Domnului. Mâine dimineață, pentru că ne-a murit un preot de 63 de ani, a făcut infarct, nu COVID, la Castelul, la 8 voi fi la Sfânta Liturghie la Castelul și în continuare la 10:30 la slujba mormântării. Eu n-am lipsit de la slujba mormântării niciunui preot, pentru că sunt lucrătorii în via lui Dumnezeu cu care îmi țin misiunea și au nevoie de deslegarea păstorului lor. Dumnezeu să-l ierte pe Părintele Nicolae. Iată, iar sâmbătă voi fi la o slujbă misionară la Ciocârlia și în același timp voi prezenta, că e de puțină vreme preotul acolo, îl prezint credincioșilor pe noul preot Ionel Cojocea. Și mă bucur să mă întâlnesc cu acei credincioși din Ciocârlia. Duminic, sâmbătă seara, voi fi la acatistul Sfântului Apostol Andrei și acatistul Învierii Domnului, iar duminică dimineața voi merge la peșteră, pentru că sunt sigur că vin pelerini mai din timp, ca să îi îmbărbătez, să ținem o slujbă arhierească cum se cuvine și de asemenea și luni vom avea slujba arhierească la 9 fără un sfert, vom începe slujba și duminică și luni. Sigur, această sărbătoare este sărbătoare de mare simțire românească. Este sărbătoarea tuturor românilor. Este sărbătoarea națională spirituală noastră. Sfântul Apostol Andrei este pentru noi lumina care a strălucit în întuneric. Pentru că, așa cum erau toate popoarele, și noi eram păgâni. De un păgânism mai moderat. De aceea, Sfântul Apostol Andrei a venit aici și a pătruns la sufletele și inimile ascultătorilor mai ușor, având un zeu principal față de celelalte popoare și nu un zeu care să îndemne la ceva patim, ci un zeu care reprezenta un simbol și mai ales un simbol al unității, că ceilalți ei nu prea contau, erau secundari. Iată, Sfântul Apostol Andrei este cu adevărat bărbatul care cu bărbăția caracteristică unui bărbat al lui Dumnezeu a adus Evanghelia și a propovăduit-o cu putere și a adus darurile Duhului Sfânt asupra strămoșilor noștri. El a propovăduit în cetăți, dar s-a sălășluit la peșteră, unde a găsit loc de adăpost și de slujire. Ținuta naturală a peșterii a făcut posibilă slujirea sa ca într-o biserică și a rămas biserica simbol, unică și prima, și cea care a dat lumina credinței tuturor românilor de pretutindeni. Această credință a ajuns până la noi. Noi avem un testament de la Sfântul Apostol Andrei. Să nu ne pierdem credința, să o trăim tot mai intens, să fim rugători cum ne-a învățat El. El a așezat pentru rugăciune episcop în cetăți și preoți și diaconi.
Oamenii de atunci s-au bucurat, l-au primit cu căldură. Avem din tradiție această precisă specificare că ospitalitatea de atunci cu care l-au primit strămoșii noștri pe Sfântul Apostol Andrei a fost binecuvântată, încât poporul român, care tocmai se forma, este un popor foarte ospitalier. Primește pe cei ce vin de departe. Noi n-am dus războaie de contrupire niciodată, ci numai de apărare. Și n-am urât pe alții, ci am căutat să-i ajutăm și să-i iubim. Sfântul Apostol Andrei rămâne părintele cel mai important al nostru după Mântuitorul Hristos, după Maica Domnului, pentru că ne-a născut să ne numim creștini. Sigur, învățătura Sfântului Apostol Andrei este însă și învățătura Mântuitorului. El nu ne-a dus altceva decât ceea ce a primit. A fost între cei ce au ascultat cuvintele Mântuitorului și au luat la parte la minunile Mântuitorului. Minunile Mântuitorului sunt semnele adeveririi că El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, și iată ne-a prezentat și pe Tatăl și pe Duhul Sfânt. De aceea, minunile cele mari care arată dumnezeirea, cea una în ființă, dar întreită în persoane, s-au perpetuat până la noi. Și aceste minuni sunt și pentru noi minuni și vor fi până la sfârșitul veacurilor. Noi suntem o minune că suntem creația lui Dumnezeu. Și toată creația este o minune mare, de aceea trebuie să fim tot timpul cu fior de uimire cât ne-a iubit Dumnezeu pe noi și cum ni s-a descoperit nouă. A avea un apostol, bancă și al doilea apostol pe Sfântul Apostol Filip, însemnează din partea lui Dumnezeu o mare dragoste față de neamul nostru, față de biserica noastră apostolică din veacul acesta, biserică ce ne duce în veacul viitor, ca o corabie cu care călătorim de pe limanul cel trecător la limanul cel netrecător veșnic. Să ținem predania Sfântului Apostol Andrei, să ținem dragostea între noi, că El ne-a adus dragostea Mântuitorului Hristos, să ținem comuniunea între noi, să ne iubim, să ne îngăduim, să ne iertăm, să nu ne refuzăm unii pe alții, să ne dăruim unii altora bucuria că Dumnezeu ne-a hrăzit să fim frați și ne-a întărit Mântuitorul Hristos cu darurile sale. Avem aici aduse toate bucuriile Sfântului Apostol Andrei pe care ni le-a oferit. El ne-a adus cel mai mare dar pe Hristos, cu care noi ne împărtășim. Și la peștera Sfântului Andrei, ca în fiecare an, vor fi oameni care se vor împărtăși acolo. Să simtă fiorul că se împărtășesc acolo unde au fost împărtășiți primii strămoși ai noștri. Eu vreau să mulțumesc autorităților că ne vor da concursul pentru acest pelerinaj. Îi mulțumesc primului ministru că ne-a dat un răspuns prin care ne-a îndemnat nu să nu facem pelerinajul, ci să ținem regulile sanitare. De aceea trebuie să ne sârguim să ținem aceste reguli sanitare și ne vom bucura și unii și alții. Și bucurându-i pe credincioșii noștri
și oferindu-le acest prilej de pelerinaj, le va fi mai bine și guvernanților, pentru că se vor ruga și pentru cei ce ne-au permis nouă să facem acest pelerinaj. De aceea, eu vă binecuvintez pe toți și vă rog să rămâneți aproape de Dumnezeu și de Sfântul Apostol Andrei. Îi binecuvântez pe toți ascultătorii, pe toți cei ce ne urmăresc. Vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc celor ce ne-au promis și nădăjduiesc că ne vor ajuta să parcurgem acest pelerinaj cu bucurie, cu dragoste, în frica lui Dumnezeu, în grija de a ne proteja unii pe alții spre a rămâne sănătoși și a înmulți sănătatea și să înmulțim credința și dragostea între noi și dragostea de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să ne aducă razele Sfințeniei sale prin mijlocirea Sfântului Andrei și să rămânem în familia noastră creștin-ortodoxă românească, care are centrul de spiritualitate la peștera Sfântului Andrei. Peșterul Sfântului Andrei rămâne punctul zero al ortodoxiei românești. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem ucenicii Sfântului Andrei și anul acesta, și anul viitor, și până la sfârșitul veacurilor, și să ne apere Sfântul Andrei cu puterea mijlocirii sale și de această boală grea, pe care să o învingem cu harul, cu ajutorul și cu puterea lui Dumnezeu. Amin. Doamne ajută tuturor să avem sărbători frumoase, sfinte și cu folos. Era seară. Întrebare